Săgetător, bună tuturor săgetătorilor care vă aflați acum aici pe canalul Raze Divine. Eu sunt Rina Devi și vă salut acum din România. Am revenit cu lectura cărților de tarot pentru luna noiembrie 2023. Pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendentul în săgetător. Totodată vreau să vă reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine. Tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Haideți să vedem care sunt energiile de care săgetătorii ar putea să profite în această lună noiembrie, în care ar putea să se bucure în această lună, în cazul în care pot schimba ceva în viața lor. Să vedem pe toate planurile pentru săgetători, pentru luna noiembrie 2023. Primul card, Regina Cupelor. Această regină reprezintă o femeie din viața ta sau poți fi chiar tu această femeie care știe ce vrea de la viață. Această femeie nu se teme să facă pașii necesari în acest sens. O femeie puternică, o femeie sigură pe ea. De asemenea, acest card îți amintește că ar trebui, drag săgetător, să te tratezi cu mai multă iubire și compasiune, mai ales dacă în ultima perioadă te-ai tot învinovățit de anumite lucruri. Oferă-ți ocazia în această lună să te bucuri de lucrurile bune din jurul tău. Dacă ești într-o relație, poate fi interpretat ca un semn clar că partenerul tău se îndrăgostește de tine cu fiecare zi care trece. Și tu ești profund îndrăgostit și legăturile pe care le împărtășiți vor rămâne puternice și în viitor. Atât tu cât și partenerul tău te simți perfect în largul tău, unul cu celălalt și nu mai există minciuni între voi și nu mai există manipulare între voi începând din această lună. Mai degrabă, relația voastră este construită sau va fi construită pe mai multă încredere începând din luna asta, noiembrie, va fi construită cu compromisuri și respect reciproc. Mergem mai departe, cavalerul de spade. Acest cavaler este un semn că este nevoie de curaj și acțiune acum în viața ta. Ai fi capabil să faci compromisuri, poate fi o abilitate utilă în anumite circumstanțe, dar acum este momentul să te ții de opiniile tale și să lupți pentru ceea ce crezi. Mentalitatea ta de câștig cu orice preț, da? Poate fi atât o binecuvântare cât și un blestem. Capacitatea ta de sacrificiu te va duce acolo unde vrei să ajungi, dar costul succesului tău s-ar putea dovedi a fi mai mare decât anticipezi tu. S-ar putea să-ți atingi obiectivele fără să pierzi mult, dar aceasta ar fi mai mult o chestiune de noroc decât de strategie. Două bâte, două bastoane. Vorbește despre progres în cazul tău, descoperire și ieșire în lume pentru a-ți atinge obiectivele. Vei lua decizii legate de o călătorie lungă. Trei lumini călăuzitoare ale luării deciziilor. Trandafirul,
din acest card simbolizează dragostea. Crinul simbolizează speranța, iar crucea simbolizează credința. În această lună, drag săgetător, vei lua o decizie legată de relația amoroasă, despre relația sentimentală. Vei simți în această lună mai multă dragoste din partea partenerului tău, chiar și din partea ta, mai multă credință și tu vei lua o hotărâre foarte bună și corectă. Dacă ești singur, să faci tot posibilul să cunoști oameni noi călătorind sau încercând un nou loc de trăit, un alt oraș, o altă țară chiar, care te va duce la o nouă dragoste. În căutarea iubirii, asigurați-vă, dragi săgetători, că reflectați la ceea ce doriți și nu lăsați pe altcineva să vă schimbe calea vieții. Pentru cei aflați într-o relație, cele două bastoane, cele două bâte sunt un semn că sunteți parteneri grozavi și vă potriviți unul cu celălalt. Aveți o bază solidă și sunteți gata să faceți planuri pentru viitor. Vă veți lua un angajament pe termen lung, unul față de celălalt, cum ar fi să vă mutați împreună într-alt loc, sau chiar să vă căsătoriți. 10 monede. Acest card este un card pozitiv pentru tine, drag săgetător, pentru luna noiembrie. Reprezintă succesul material și relațiile de familie sănătoase. Se referă adesea la sfârșitul unui ciclu și la începutul unei perioade noi mai confortabile. Acesta este un semn bun dacă începi o afacere sau ești pe cale să te căsătorești. Acest card vă spune, dragii mei, să vă concentrați asupra familiei mai mult, asigurându-vă că nevoile lor de bază sunt îndeplinite în orice moment, chiar dacă asta implică sacrificiu de sine. 9 bâte. Aceste 9 bâte spune că tu nu vei înceta să lupți până când nu obții ceea ce îți dorești. Pe partea sănătății, acest card reprezintă recuperarea. Poate ai avut niște probleme de sănătate în ultima perioadă și acum îți revii în sfârșit. Deci, vă îmbunătățiți obiceiuri, vă îmbunătățiți obiceiurile față de lucruri mai sănătoase. Poate, începând din această lună, noiembrie, nu o să mai mâncați carne, nu o să mai consumați alcool, nu o să mai fumați, nu o să mai consumați droguri. Lupta cu boala voastră de până acum va consuma cea mai mare parte a energiei. Această carte, aceste bâte, 9 bâte, îți spune, drag săgetător, că trebuie să-ți invoci ultimele puteri și să mergi înainte. Vei ajunge acolo, acolo unde tu îți dorești, doar nu te da bătut. În schimb, reamintește-ți că ești o persoană puternică și vei reuși. Regina monedelor spune că tu ești mândru de realizările tale în această lună și dorești să împărtășești roadele succesului tău cu alții. În această lună vei avea abundență din toate punctele de vedere, securitate, putere și stabilitate. Poate să se anunțe și o descoperire în carieră sau eliberarea de povara
financiară. Această regină vine cu, și cu un avertisment pentru a rămâne în controlul energiei și resurselor tale până când obiectivul tău final este atins. Dacă ești într-o relație, intri într-o nouă perioadă de stabilitate. Cu toate acestea, dacă nu ești mulțumit de situația ta romantică actuală, va trebui să spui asta, să comunicați mai mult, pentru că așa se pot schimba lucrurile din rău în bine. Fii sincer cu tine și cu partenerul tău. Lucrurile se vor rezolva de la sine. Valetul de monede înseamnă că în această lună vei ajunge la un punct de cotitură important și că noua ta stare de conștiință îți va permite să-ți aliniezi obiectivele cu, cu valorile tale de bază. Poți primi și o veste deosebit de bună pentru serviciu sau pentru finanțele tale, poate o mărire de salariu la serviciu sau un nou loc de muncă unde vei avea bani mai mulți, vei câștiga bani mai mulți. Tu ești o persoană cu picioarele pe pământ, responsabilă și muncitoare și vei fi foarte apreciat oriunde te vei duce. Deși îți poate lipsi experiența, arăți un potențial vast și o maturitate în plină dezvoltare. 2. Săbii tăioase. În cazul tău, găsirea păcii interioare, asta îți spune acest card, te afli într-o situație puțin încurcată, dar te descurci și îi faci față. Ea indică faptul că te afli în poziția de a media un conflict, ori că ești prins într-o dilemă și nu știi cum să ieși din acea situație. Important este să îți stăpânești emoțiile înainte de a lua o decizie importantă. Este necesar să stabilești un echilibru în viața ta. Este foarte ușor să pierzi controlul la ceea ce ai reușit să faci până acum. Nu te lăsa pe gubaș, chiar dacă unele provocări ți se par prea grele pentru tine. Regina Săbiilor este un pilon al gândirii raționale, a independenței și a inteligenței. Această regină reprezintă dezvoltarea personală și drumul către o stăpânire a emoțiilor și imparțialitatea în cazul tău. În cazul tău, adică faptul că gândurile tale și modul în care le gestionezi vor juca un rol important în viitorul apropiat. O situație viitoare vă poate cere să vă rețineți în mod conștient răspunsul emoțional. Deși acesta va fi un exercițiu de control din partea ta, rezultatul va fi mai bun. În cazul bărbaților, săgetători văd o femeie interesată de tine, în care poți să ai încredere pe viitor. Ea se poate dovedi un aliat de bază, așa că ar trebui să accepți propunerea pe care ți-o face. Respect-o și te va răsplăti cu multe sfaturi prețioase în viață. Pusnicul din Arcana Majoră, uneori te simți singur. Ești o persoană înțeleaptă dincolo de anii tăi și te bucuri chiar de singurătatea ta. Tu cauți în mod constant cunoașterea, tu cauți adevărul și o conexiune mai profundă cu planul spiritual. Cu toate astea, ești excesiv de sensibil la critici. Nu-ți place să critici, nu-ți place să fii criticat. Te vei afla într-o perioadă de autoreflecție în această lună. A-ți acorda timp pentru tine îți va permite să găsești iluminarea și un simț mai bun al valorilor tale. Te vei afla într-o călătorie personală prin meditație și contemplare. Vei învăța să te apreciezi pentru cine ești cu adevărat.
În timpul acestei căutări spirituale, petreceți, dragilor, timp gândindu-te sau gândindu-vă la modul în care vezi sau vedeți și îți recunoști punctele forte personale. Renunți la vechile blocaje emoționale și conflictele nerezolvate și vei interfera cu relațiile actuale sau viitoare. Să vedem și ultimul card care încheie lectura săgetătorilor pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaj ne transmit cardurile de tarot pentru săgetători acum la încheiere de lectură. 5 de bâte. Văd o confruntare, o discordie sau o competiție amicală în această lună. Încearcă în această lună să nu te ciocnești cu colegii tăi. E posibil ca incompatibilitățile în personalități și stiluri de lucru să ducă la conflicte, provocând o scădere a productivității tale. Vei avea să lupți mai mult pentru lucrurile pe care le dorești și să ieși în evidență la locul de muncă. Nu te lăsa prea implicat în toată această dramă. Concentrează-te, drag săgetător, pe responsabilitățile tale și vei reuși în cele din urmă. Cam atât, dragilor. Vă doresc un noiembrie binecuvântat, cu iubire, cu sănătate, cu prosperitate, realizări pe toate planurile. Vă mulțumesc pentru abonare, pentru timpul vostru, pentru energia voastră, pentru mesajele voastre. Sper să ne reauzim cât mai curând într-o nouă lectură. La revedere!